Locația aleasă de mirii noștri arată exact așa cum au visat. Totul e pus la punct până în cel mai mic detaliu. Eleganța, bunul gust și rafinamentul sunt cuvintele care o caracterizează. Dar atracția principală pentru ai noștri Ana și Raymond este... Mă, este a 11-a oară când te rog să nu mai mănânci candy bar-ul de la nunți, pentru că e pentru invitați. Eu știu că e pentru invitați. Dar uite-te cum arată și nu pot să mă abțin. Nu pot, dacă nu pot. Da, de unde? A, de la cofetăria Dada. Asta ce este? Gustă o bombă de asta. Dar ce e? Gustă bombă cu vișine. Exact cum făceau bunicile noastre acasă. Deci e foarte, foarte bun. Asta chiar e bun rău. Hai mă, Raymond, dar nu mai mânca, mă, că pentru invitați. Nu știu, dar sunt făcut exact cum le făcea săraca străbunică mea, care n-am cunoscut-o. Și nu mă pot abține. Păi și atunci de unde știi cum le făcea dacă n-ai cunoscut-o? Că povestea bunica mea cât de bune erau și gustul e identic din ce povestea și nu mai pot de dolor. Trebuie să găsesc câte o scuză tot timpul când mănânc. Prea bună. Oricum, eu am văzut jurătul cu mâna pe pieptul tău ăsta mare. Că nu ai o pungă întreagă de bomboane de astea cu vișine în geantă. Bă, de ce nu trebuie să spui asta acum? Am! Dar le-au dus special pentru mine cei de la cofetăria Dada. Sunt pentru mine special să le duc acasă. Și ce ai spus? Să nu ne atingem de ele, că sunt cele mai bune bombe posibile. Exact, dar asta nu înseamnă că trebuie să te atingi de candy bar-ul invitaților. Hai, dă-mi și mie jumătate, te rog. Hai. Da, mănânc cu asta, mea. Hai, pa! Eu mă referam la dulciuri, ești incredibil. Taci. Îndulciți, cei doi sunt gata să-i întâmpină pe proaspeți însurăței care pășesc încrezătorii spre locație, gata să o ia în primiră. Bună ziua! Wow! Bună! Bună seara! Care e al meu, care e al fetei? Ăsta e al tău, că e de fetițe. Vezi, mă, de treaba ta, mă, frumos-o. Ce faceți, iubitilor? Bine, vin la nunta noastră. Cum sunteți? Cum a fost căsătoria voastră religioasă? A decurs totul. A fost foarte bine, a durat cam mult. Așa? Dar a fost foarte bine. Bunii? Bunii e pe bine, o să apară imediat. Okay. Acum lasă-mă să mă bucur și de ceea ce vreau. Este superb! E? Wow. Extraordinar! Ai, mai mult decât îmi doream. Mametele, nu? Babetele, super! Mametele, am zis! Babetele, bine! Pot să spun că sunt nu mulțumit, super mulțumit de absolut tot. Aș fi schimbat de ceva, dar nu știu ce. Adică, na, nu pot să zic la televizor. Ce? Zi la televizor, de ce să nu zic? Potrivit pentru o prințesă ca mine. Să schimb prezentatoarea? Zdrang, ți-a dat-o într-un final. Nu, ești cea mai drăguță. S-a tachinat destul săptămânele astea. Fii fosit, menon. Să fie într-un ceas bun, să zicem, da? Da. Adevărul este... Recunoaște acum că ne îndrăgim teribil. Da. Așa? Chiar e ceva cu năbădăi acolo. O chibie. El arată bine la corp, adică e înalt și slăbuț, deci stă bine cu orice. Larisa este frumoasă. Ia uite masa voastră. Este superbă, superbă. Hai, du-te mai aproape și te uită. Wow. Deci vă place. Suntem bine. M-a ajutat și pe mine că nu prea mai pot să trec. Ce crezi? M-a ajutat și pe mine că nu mai pot să trec. Ce ai? Mulțumesc. Hai. Salvați-mă mirea asta. Salvați mirea asta. No, nu știu, faceți ce vreți pe aici, mai uitați-vă, eu mă duc să dau drumul invitațiilor totuși. Ești cel mai tare, da, te rugăm. Mulțumim. Am ajuns și asistenta voastră. Aha. Am mers la destul de multe nunți, dar această locație, sincer, e... Este de vis. Cuvântul cred că este... Bas. Locația de basm și mirii din poveste își primesc invitații așa cum se cuvine, cu tradiționala cupă de șampanie, tradiționalele pupături și urări de bine. Și fiecare poartă în gând speranța că se va distra copios în seara asta. Senzațional de frumos, nu m-am așteptat să fie atât de elegant. Totul foarte, foarte frumos. Frumos, splendid, splendid de frumos. Abia sosiți cu scrișina și nu s-au așezat la masă, ci fix în mijlocul ringului de dans, așa cum le-și de bine moldovenilor. Să salte piciorul, că așa e prin părțile astea. În
ritmul e săltăreț și jucăuș și lumea nu stă locului toată seara. Nu contează de unde ești, important e să fii moldovean. Moldoveni se distrează maxim. Nici n-au așteptat să înceapă dansul mirilor, că ei voiau să danseze. Dracul Laurențiu a spus că i-au stricat nunta. Nunta, da. Nu. Da, i-au stricat nunta că au dansat alții. N-aveau stare multe. N-aveau stare, nu. Chiar n-aveau. Păi l-a stricat graficul, coachingul. Altfel vorbiseră Mirii cu Marius. Făcuseră un plan de marketing pentru dansul mirilor și s-a dus pe pustii totul. Buni? Dumneavoastră sunteți buni? Ce faceți? Buni? Vai, câte lucruri am auzit despre dumneavoastră, Bunii! Sunteți așa năbădăioasă? Bunii este splendidă. Bunii, tu cum mă vezi? Trebuie neapărat să discutăm noi două. Așa. Dar acum, ca să nu întrerupem acest moment de importanță mondială... Tocmai! Aș vrea să-i invit pe Laur și Larisa, uite, acolo cu dânsul de frumos. Da. Dar ați fost de acord ca la Laurențiu să se căsătorească cu această... Da, individă superbă. Da, iubesc pe amândoi. De ce dai ochii peste cap, fetiță? Vorbește o persoană de tate. Deci ați fost de acord? Da. O îndrăgiți pe Larisa? Iubesc pe amândoi. Și eu îndrăgesc foarte mult pe ea și pe el cât de... Amândoi. Drăguț, frumos. Deci... Larisa este mai bonumă și mai simpatică, simplu. Dar na, și copilașul dumneavoastră e arătos așa. Cam acela simpatică, să știi. Eu zic să lăsăm să ne bucure cu dansul mirilor și să sperăm că au luat decizia corectă și că nu divorțează Nu. Vrem nepoți, vrem copii mulți. Bine, pe ce melodie dansați? All of me, John Legend. La dansul mirilor am avut foarte mari emoții, cel puțin eu tremuram, doar că zic că ne-a ieșit perfect, adică exact cum ne doream. Și sperăm să vedem imaginile. Zise Mireasa fără glas din cauza răcelii. Mama Miresei se lasă năpădită de emoții. Este în sfârșit aproape fiicei ei într-unul din cele mai importante momente din viață.